Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, Andrei, te îmbrățișez. Îți mulțumesc că ești astăzi alături de mine. Sunt multe subiecte despre care trebuie să vorbim. Am hotărât că vom vorbi despre toamna anului 2023, pentru că abia am intrat în acest anotimp și iată, pare cumva, cel puțin la nivel de România, că se anunță a fi o toamnă zbuciumată cu tot felul de scandaluri care implică substanțe interzise, accidente, morți, iată, am avut și explozia de la Crevedia. Anul școlar pare că începe așa anevoios, cu tot felul de propuneri de testări pentru elevi, cu vaccinări. Pare că se apropie și o pandemie. Tu ce părere ai, Andrei? Bună, Jesse! Mulțumesc pentru invitație. Bineînțeles că vin cu drag de fiecare dată la tine. Într-adevăr, astea nu sunt niște lucruri de care noi nu am discutat și în trecut, adică sunt lucruri de care am spus clar că vor începe și sunt, într-adevăr, foarte multe lucruri de discutat în această seară legate de pandemie, care am spus de la bun început că sunt 10 valuri. Uite bine, acum este o perioadă foarte incipientă ca lumea să înțeleagă de fapt ce se întâmplă, însă veți vedea că de pe 15 luna viitoare deja vor începe să apară niște restricții, urmând ca undeva prin decembrie să auzim tot felul de lockdown-uri și alte lucruri și obligativitatea vaccinării. Bineînțeles, o să apară doza 4, care deja se vorbește și, cum spuneai, și ce mi se pare mult mai periculos este faptul că se dau aceste legi prin care se implică cumva obligativitatea vaccinării copiilor. Eu personal, sincer, cred că, sper de fapt, că oamenii vor fi un pic mai conștienți anul acesta de tot ceea ce se întâmplă sau de tot ceea ce se transmite și vor putea să discearnă mai bine cu sufletul și la nivel energetic, da? Să nu mai cădem în patima care a fost data trecută. La începutul anului noi discutam că o să fie un pic agitație în primăvară, după care vara i-am sfătuit pe toți: distrați-vă, călătoriți cât puteți, faceți tot ce e mai frumos, pentru că o să fie o vară cumva liniștită. Dar din toamnă lucrurile vor începe să o ia razna. Din punct de vedere astrologic, spre exemplu, noi încă îl mai avem pe Mercur retrograd, care a fost aproape o lună de zile și mai sunt câteva zile, se simte și înainte și după această perioadă, de aceea totul pare un haos total. De aceea există foarte multe întârzieri, foarte multe tragedii, foarte multe lucruri negative. Mai mult de atât, anul acesta, 2023, este un an care relevă la un nivel mult mai mic tot ceea ce se va întâmpla anul viitor. Așadar, dacă noi vedem acum niște schimbări climatice majore pe care le-am anunțat de aproximativ un an și jumătate, dacă vedem accidente stupide, dacă vedem astfel de inundații cu tremure și alte lucruri, trebuie să ne așteptăm ca la anul să aibă magnitudine mult mai mare. Nu mă refer la România, Jesse, mă refer la nivel global, lumea cumva o va lua razna din cauza asta. Adică cea mai mare schimbare și cea mai problematică schimbare, de fapt, sunt oameni, suntem noi. Și anume că ne vom schimba foarte mult. Atunci când suntem presați, atunci când suntem hăuliți de cap, ca să spun așa, și comportamentul nostru începe să se schimbe și, din păcate, nu se schimbă în ceva pozitiv. Așa, înainte să intrăm în fiecare subiect, aș vrea să ajungă acest mesaj la cei care ne ascultă și să înțeleagă că, indiferent de ce vremuri vin, ce se întâmplă, cum se întâmplă, trebuie să ne păstrăm umanitatea, să fim oameni, să iubim, să ajutăm în continuare, pentru că asta este singura modalitate prin care noi putem să trecem cu brio prin aceste schimbări. E clar, lumea se schimbă, ni se spune asta și voalat și direct. E clar, apar tot felul de lucruri, uite și asta care spui acum cu drogurile. Din punctul meu de vedere, nu sunt decât cumva rezultatele energiei acestor ani care scot la suprafață lucruri care nu au fost scoase până acum. Nu este ceva nou. Lucrurile astea sunt de foarte multă vreme, da? Și această problemă. Doar că acum au ieșit la suprafață și trebuie să ne așteptăm ca până la sfârșitul anului să iasă mult mai multe lucruri la suprafață pe care poate nu le știam. Poate vom rămâne șocați de unele, poate unele le vom lua așa cum sunt. Important este doar să înțelegem că perioada de transformări s-a declanșat. Și odată declanșată este cam greu de schimbat.
Ceea ce ne poate salva este credința, este gândirea pozitivă, cum spunem de fiecare dată. Poate putem să înduplecăm puțin pe Bunul Dumnezeu să mai schimbe un pic lucrurile. Însă în momentul în care noi primim astfel de șocuri, să spun așa, în loc să devenim mai buni, devenim mai răi. Și repet, componenta umană este cea mai greu încercată în această perioadă, psihicul uman și această bunătate pe care trebuie să ne-o menținem. Da, am avut o vară liniștită, așa cum ai spus și tu, dar cumva acest început de toamnă ne-a zguduit și vreau să menținem discuția pentru un moment la nivel de România. Mi se pare cumva că nenorocirile, că până la urmă sunt nenorociri, se țin lanț. De la explozii la accidente mortale, foarte mulți oameni se depistează că ar conduce sub influența drogurilor. Vedem chiar și polițiști care ar fi dealeri de droguri. Vedem felul de astfel de anomalii și vreau să te întreb, Andrei, ce părere ai, de ce suntem acum atât de încercați în această toamnă? Ce, la nivel spiritual, ce înseamnă toate aceste lucruri pentru România? Suntem cumva împinși să ne revenim la normal, să vedem altfel lucrurile? Poate să putem să luăm aceste incidente negative și este doar începutul unui șir foarte lung de astfel de incidente, de la evenimente care vor fi produse pe cale naturală până la probleme mult mai mari care vor veni din cauza, nu știu, climei, acel cutremur de care vorbeam atâta vreme. Sunt semne cum că trebuie să ne schimbăm, trebuie să înțelegem ceva din asta. Și aceste mici, le zic mici pentru că raportat la lucrurile care se vor mai schimba în viitor sunt destul de mici, trebuie să le luăm fix ca pe niște semnale de alarmă. Nu să ne înrăiască și nu să ne sperie. Deja vibrația planetei este foarte joasă. Vibrația României însă este mult mai bună din cauza faptului că aici în România, ca și centri energetici, noi avem toate cele 7 chakre. Și având acele chakre, cumva vibrația este mai înaltă și asta ne păzește și ne ajută destul de mult. Dar din păcate, dacă noi nu ne trezim, dacă noi nu încercăm să vedem și partea plină a paharului sau să ne vedem cumva de interiorul nostru, aceste evenimente vor fi din ce în ce mai dese. Da, ce ar trebui să facem noi, Andrei, românii, ca să nu mai suferim atât de mult, pentru că am văzut ce se întâmplă în ultima vreme, și să încercăm să schimbăm aceste lucruri cumva, bineînțeles la nivel vibrațional, pentru că doar asta putem noi face, nu ne putem duce, nu știu, să luăm autorizațiile, nu știu, acestor firme care funcționează poate ilegal și pun în primejdie viața românilor. Nu putem să-i oprim pe oameni să se drogheze, dar la nivel spiritual putem face anumite lucruri. Sunt convinsă de asta, iar tu, în calitate de consultant spiritual, cred că poți să ne spui și să ne dai cel mai bun sfat în acest sens, ca să se oprească acest lung șir de tragedii, care numai asta vedem la televizor toată ziua. Asta e problema victimizării. Știi? Noi întotdeauna românii ne place să ne victimizăm, cumva numai că ne victimizăm, dar ne și place să vorbim despre țara noastră la nivel peiorativ de fiecare dată. Cumva noi suntem cei mai proști, suntem cei mai răi, suntem cei mai subdezvoltați și tot așa, ca o mică paranteză, asta ne va ajuta foarte mult pe viitor și veți vedea. Trebuie să începem să apreciem, despre asta este vorba, și trebuie să ne uităm un pic și în ograzile altora la nivelul real, nu ceea ce ni se prezintă. Pentru că aceste aspecte pe care noi acum cumva dăm nas în nas cu ele și poate nu știm să le interpretăm sau nu știm cum să le catalogăm, în alte țări se întâmplă de ani de zile și se întâmplă la un nivel mult mai mare, la un nivel mult mai profund. Așadar, din punct de vedere spiritual, trebuie să manifestăm această recunoștință a faptului că suntem bine așa cum suntem. Că se întâmplă și incidente negative, întotdeauna se vor întâmpla. Nu este nimic de bucurie sau nu, dar întotdeauna în univers
La nivel energetic trebuie să existe o balanță între bine și rău. Iar toată răutatea noastră, toată fuga asta după financiar, că unii calcă pe cadavre tocmai din consiliul financiar și tot așa, clar sunt pedepsite. Iar pedepsele vin prin aceste incidente, că se supără mama natură pe noi și ne dă tot felul de clime ciudate. Deja ne confruntăm cu foarte multe legume și fructe care nu s-au mai făcut și vom vedea asta la anul, pentru că va fi destul de complicat, lucruri pe care iarăși am anunțat de foarte multă vreme. Noi trebuie să ne orientăm cumva spre esență, spre ceea ce contează, spre bunătate, spre credință. Dacă fiecare dintre noi, fiecare dintre noi s-ar ruga măcar 2 minute pe zi, o rugăciune din suflet și ar spune: Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce am, știu că poate cu toții greșim, suntem păcătoși, dar ferește-ne de rău. Ei bine, energia asta colectivă a rugăciunii, îndreptată spre Univers, Dumnezeu, Buddha, Allah, cum vrei să spui, ar putea să schimbe anumite axe de destin și ar putea să facă lucrurile mai bune. Dar când totul este o luptă la putere, când totul este o luptă între oameni care se ia osul mai mare, cu cine să frigă mai tare pe altul decât pe celălalt și tot așa, atunci manifestăm răutate. Când manifesti răutate, legea universală este foarte simplă. Ce manifesti, aia atragi, da? Este ca și karma. Dacă noi continuăm să fim răi, dacă noi continuăm să permitem, mai bine spus, altora să fie atât de răi, atunci cu siguranță vom atrage fix aceleași lucruri. Așa, nu este o rețetă unică. Există pur și simplu o rețetă pe care putem să o individualizăm doar noi. Adică să ne scoatem la suprafață tot ce are mai bun și mai frumos natura umană, indiferent cât de încercat suntem. Și dacă începem să facem această schimbare la noi, cu siguranță o să vedem și în locul nostru, pentru că schimbarea pornește de la fiecare. Să încercăm să fim, nu, să încercăm să fim cât putem de buni și de empatici. De la un exemplu, Jezi, și cred că tu ai întrebat, poate ai fost undeva, nu știu, la un ghișeu, dar să dăm un exemplu, pentru că așa se întâmplă tot timpul și ai parte de fața aia acră și nervoasă care flândură niște foi, da? Și ai văzut că e foarte ceva, să dacă te duci la acea persoană, știi, cu un zâmbet pe față și vorbești, nu, vei vedea că și persoana aia îți va răspunde altfel decât celui dinaintea ta. De ce? Pentru că, exact, noi putem să plantăm aceste semințe, da? Plantezi un zâmbet, persoana nu se mai poate să aibă aceeași atitudine rece cu tine, pentru că e un zid, da? Zidul ăla vine din vibrația ta înaltă, vibrația fericirii, a zâmbetului, a sufletului deschis, să spun așa. Un exemplu foarte simplu și mă bucur că am uitat cumva, iar asta trebuie să facem. Ok, nu e ușor, Doamne ferește, fiecare avem crucea noastră de dus, fiecare poate avem pe o parte, nu avem pe o altă parte. Așa din exterior este foarte simplu și uite, asta este o altă problemă, invidia asta și gelozia pe care o avem pe cei din jur, din nou scade foarte mult vibrația și o scade la nivel personal, dar o scade și la nivel colectiv. Cum spuneam mai devreme, dacă tu te duci într-o mulțime și ai un zâmbet și ai o energie bună, o vibrație energetică bună, să știi că mulți din grupul ăla se vor mula după tine. Dar dacă te duci într-un autobuz dimineața și toată lumea este supărată, îngrijorată, posacă, atunci și ție o să scadă foarte mult energia. Iar noi, la nivel de România, în acest moment, ne aflăm cam la acest prag în care ne scade foarte mult energia. Încercați să faceți lucruri care vă aduc plăcere. Nu totul este o fugă continuă. Mai ieșiți și voi în parc, mai jucați un sport, nu știu, un fotbal, ieșiți cu copilul la plimbare, faceți lucruri care vă plac, pentru că lumea nu mai face. Întotdeauna invocăm, nu avem timp, nu am timp să fac nimic pentru mine, nu am timp sau nu am resursele financiare să fac ceea ce vreau pentru mine. Să știi că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face fără anumite resurse financiare extraordinare. Dar noi alegem cumva, ne simțim atrași de vortexul ăsta al negativității, al invidiei, al urii, în loc să ne bucurăm. Dacă cineva își cumpără ceva în ziua de astăzi, sunt foarte puțini oameni care se bucură cu adevărat pentru tine. Pentru că se vor bucura la nivel, de moment, da, după care, dar de unde a avut, dar ce a făcut? Măi, fiecare muncește în felul lui, dar lăsați la o parte invidia și răutatea. Cred că și toată această nebunie cu rețelele de socializare a alimentat foarte tare exact acest sentiment despre care tu ne vorbești, această ură, această invidie. Ne postăm pe rețelele de socializare că suntem împliniți, suntem fericiți. De fapt, poate că lucrurile nu stau chiar așa și nu e real ceea ce noi afișăm, dar ghiși ce, oamenii cred că la tine e mai
și încep să frizeze. Pentru că totul este superficial și ca să rezumăm cumva un pic toată ideea asta, este simplu. Vrei să te vindeci, vrei să fii bine, să știi că iubirea vindecă absolut tot. Iubirea și iertarea. Și dacă tu vrei cu adevărat să faci ceva, trebuie să renunți la ego, trebuie să renunți la ură și trebuie să iubești. Începe cu tine. Deci asta trebuie să facem, să iubim, și mă refer să iubim numai oamenii din jur, dar să iubim și noi natura asta, să iubim pământul ăsta pe care stăm. Nu mă refer doar la țară, la naționalism, ci pur și simplu că ne-a oferit atât de multe lucruri. Iar acum, sincer să fiu, la nivel energetic, mama natură, vibrațional vorbind, este într-o răzbunare. De aceea vor fi tot felul de inundații, tot felul de cutremure, tot felul de evenimente naturale catastrofale în locuri în care poate nu se pretau până la acel moment acel tip sau acea categorie de evenimente. Vreau să te întreb, Andrei, pentru că scandalurile acestea legate de consumul de substanțe sunt efectiv la ordinea zilei. Parcă în fiecare zi se mai întâmplă un accident, se mai întâmplă o tragedie, mai se mai descoperă ceva. Ce spune această dependență care a ieșit la suprafață chiar acum despre noi ca români, energetic vorbind? Ce lipsește acolo? De ce am căzut în această plasă a drogurilor? În primul rând, repet, asta este o chestie care e de foarte mult că acum a ieșit la suprafață. În momentul când tu, ca individ, ai o dependență, înseamnă că fugi de realitatea ta. Poate fi vorba despre depresii, poate fi vorba despre atenția pe care tu nu ai primit-o în copilărie de la părinți, în primul rând, pentru că majoritatea celor care ajung să aibă astfel de probleme grave, tocmai din această situație sunt. Da, părinții le oferă anumite lucruri materiale, dar nu mai oferă afecțiune, nu mai oferă conexiunea aia emoțională. Vibrațional, când faci acest lucru, înseamnă că fugi de realitatea ta și intri într-un proces de autodistrugere permanent. Acest proces de autodistrugere poate fi asociat, să zicem, cu ideea sinuciderii. Da? Iar văzând atât de multe cazuri, din ce în ce mai multe cazuri, cazuri care și provoacă mai departe rău, asta arată clar că suntem într-adevăr într-o scădere energetică destul de bruscă, scădere vibrațională energetică bruscă a României. De aceea e momentul să schimbăm ceva. În loc să ne gândim doar că s-a întâmplat acest lucru și să condamnăm, pentru că fiecare om în parte care poate recepe aceste lucruri are niște motive. Nu zic că sunt motive corecte, dar cu siguranță au fost un lanț de evenimente negative care poate l-au dus să facă anumite lucruri. Dar nu trebuie să condamnă, adică nu arunc cu pietre, asta este prima chestie, ai aruncat cu pietre. Păi ai făcut asta din nou și tu ți-ai scăzut vibrația. Trebuie pur și simplu să ne defocusăm de la lucrurile care se întâmplă, să ne focusăm pe lucrurile bune. Da? Să trimitem spre aceste situații lumină, iubire. Da? Cum facem asta? Efectiv închidem ochii, ne imaginăm în palmele noastre așa o sferă frumoasă de culoare albă roșiatică care înglobează iubirea și iertarea și lumina pe care noi putem să o transmitem și o trimitem efectiv imaginar spre acele situații. Că e vorba despre victimele incendiului, că e vorba despre victimele accidentelor și tot așa. Sunt lucruri pe care noi le putem îngloba în viața de zi cu zi atunci când vorbim despre spiritualitate. Și oamenii nu înțeleg asta. Uneori voi vă gândiți că a merge pe calea spirituală înseamnă de fapt să faci tot felul de ritualuri, să aprinzi tot felul de lumânări, înseamnă o muncă continuă. Nu. Noi putem sacraliza în fiecare zi orice acțiune în ceva spiritual. Și sunt exemple multiple. Când, spre exemplu, ștergi geamurile, da? Ștergi geamul în casă. Pe lângă faptul că ștergi fizic geamul, tu poți să îți setezi mintea ta că, de fapt, îți ștergi ceața sau negura energetică din fața lui și vei vedea lucrurile mult mai clar. Atunci când aspiri în casă, nu aspiri doar praful. La nivel mental îți imaginezi că aspiri toată energia negativă din casa respectivă. Când te speli, îți faci un duș, nu doar te speli fizic, îți imaginezi că dușul, apa aia care curge pe tine sau cada, da, în cadă, apa aia curăță toată energia negativă preluată de-a lungul zilei sau de-a lungul zilei. Adică sunt atât de multe lucruri simple pe care le putem face pentru a ne fi mai bine din punct de vedere spiritual și energetic, care efectiv se confundă cu viața de zi cu zi. Totul ține de aici, adică tu doar să faci un switch. Nu dau cu aspiratorul, o să curăț și casa energetic. Nu fac doar un duș, mă curăț și eu energetic. Doi într-un. Înțeleg? Și cumva așa ne putem deschide, ne putem mări vibrația și putem evita astfel de nenorociri.
Iar un om când are nevoie de tine, un om care poate a fost greu încercat de-a lungul vieții, un om care are o dependență, să zicem, nu trebuie să aruncăm cu pietre în el. Da, țineți, motivele pot fi o groază, o relație proastă cu părinții, niște traume, depresie, anxietăți, chiar și acest social media, că vor să pară cool, da? Când e vorba despre copii, că vor să se integreze în niște grupuri, că văd pe social media tot felul de imagini false ale unora, asta te împinge cumva să faci niște greșeli. E bine, cei care nu fac aceste greșeli, de fel, nu trebuie neapărat condamnați, trebuie trimis această lumină și iubire și să înțelegem că nu știm noi exact ce este sfârșitul persoanei respectiv. Pentru că niciunul dintre ei, dacă a ajuns sau a făcut o faptă urâtă, nu avea această intenție. Asta fără dar și poate. Toți suntem fiii lui Dumnezeu, toți suntem oameni, dar trebuie să învățăm această iertare și să nu mai aruncăm cu atât de mult hate. Asta este principala problema noastră. Să știi că eu mi-am notat câteva întrebări, nu am vrut să te întrerup pentru că continuai ideea și n-aș fi vrut să te rup undeva pe la mijloc. Dar mi-am notat câteva întrebări și de asta vreau să zic că o să revenim la ce ai spus tu mai devreme. Uite, ziceai că oamenii poate încep această dependență și încep să consume substanțe interzise, de exemplu, că despre asta era vorba, din cauza unei depresii. Dar uite, eu mă întreb așa, două secunde ca să îți fac așa un plan ca să înțelegi la ce mă refer. Trăim într-o societate prosperă, da? Nu avem lipsurile care le aveau părinții, bunicii noștri. Spuneai că poate avem aceste dependențe din cauza faptului că poate nu avem o relație bună cu părinții noștri, dar mă gândesc așa, bunicii noștri, da? Părinților, la fel, erau ocupați, poate nu aveau timp să se ocupe. Nu cred că e foarte diferit față de acum 50-100 de ani, da? Nici ei poate nu aveau timp să stea cu copiilor cât și-ar fi dorit. Dar totuși nu existau astfel de lucruri. Și vreau să te întreb atunci, într-o societate atât de frumoasă, așa cum pare că avem aici o societate așa occidentală, nu avem lipsuri, avem bani, putem merge în vacanțe, ce ne lipsește, dacă poți să-mi dai un răspuns, la nivel spiritual și energetic, de a ajungem să credem în astfel de dependențe? Că eu nu o găsesc. Valorile ne lipsesc, Jesse. Atunci, pe vremea bunicilor, da, sau părinților, existau niște valori care, indiferent dacă persoana respectivă își petrecea de mult timp sau nu își petrecea de mult cu copilul ei, avea o educație complet altfel. Da? Erau niște valori, nu existau atât de multe tentații în jur și atât de multe tentații false. Pentru că, de fapt, acum realitatea copiilor noștri, 80% dacă noi nu avem grijă, este luată de pe conturile de socializare. Iar acolo se prezintă ceva total fals. Și sunt foarte mulți oameni care declară că ceea ce fac pe Instagram sau pe orice altă rețea de socializare este doar un job, este doar o imagine, nu înseamnă viață. Mulți din cei care pozează în persoane foarte fericite sunt extrem de nefericiți. Deci asta lipsește la nivel spiritual, înainte noi transmiteam aceste valori. Acum poate că lumea asta modernă, care așa este foarte abundentă, dar a fost prost înțeleasă. Noi nu am înțeles de fapt că trebuie să ne bucurăm de ea. Din contră, vrei mai mult, mai mult și mai mult. Când intri în acest mai mult, mai mult, mai mult, nu vei mai trăi aici și acum. Nu vei mai putea să împarți momentele așa cum trebuie. Într-adevăr, timpul s-a comprimat. Ai văzut, știu că trece o săptămână, nu știi când e luni, nu știi când e duminică. Unul la mână, energetic vorbind, da, este o comprimare a timpului, dar și doi la mână, faptul că mintea ta nu mai are momente de respiro, tu nu mai faci lucruri care să te încarce sau să se oprească un pic mintea, de aia face ca lucrurile să treacă mult mai repede. Realitatea ta începe să fugă din fața ta. Nu știu, bunicii noștri poate croșeta, da? Atunci când croșeta bunica la sobă, își punea în ordine gândurile, dar se și relaxa. Da? Era o meditație, nu? Exact, era o altfel de meditație. Sau, în momentul în care bunicul săpa grădina, el se și împământa, energia negativă era dusă acolo plus efortul pe care îl făcea. Da? Acum, dacă facem efort, marea majoritate merg la sală doar ca să pune poze pe Instagram pentru rezultate sau pentru a se detensiona. Deci, astea sunt cumva diferențele, pentru că am devenit foarte superficiali. Ăsta este cuvântul. Nu mai știm valorile și, din păcate, foarte puțin dintre noi le transmitem mai departe. Și pe măsură ce timpul trece, oamenii vor transmite din ce în ce mai puțin.
Însă toată perioada asta care urmează până în 2032, să știi că și dacă vrem și dacă nu vrem, ne va obliga să revenim la anumite valori și să apreciem anumite lucruri. Dar ce se întâmplă până în acest 2032? Sunt niște ani karmici sau despre ce e? Karmici extrem de gravi, sunt niște ani de schimbare, adică toată realitatea noastră, Jesse, va fi schimbată. Noi am vorbit despre asta și vor fi din ce în ce mai multe schimbări. Virus peste virus, încercări de control, pandemii, schimbare monetară, criză alimentară, criză economică. Cumva e nevoie de o schimbare. Dar e o schimbare spre rău, din câte înțeleg. E o schimbare spre rău pentru a apoi ajunge la bine. Pentru că noi până nu schimbăm complet, oricine poate interpreta schimbarea ca fiind ceva negativ. La orice în viața noastră, orice schimbare poate fi ceva negativ sau poate fi ceva pozitiv. Nu zic că va fi ușor, dar atâta vreme cât te setezi mental că tu ca om ești adaptabil și te poți adapta, atunci le trece mai ușor peste aceste schimbări. Și acești ani, nu doar că sunt niște ani karmici, sunt niște ani de triere. Sunt anii care vor cerne cu adevărat oamenii treziți din punct de vedere spiritual sau oamenii conștienți de ei înșiși și oamenii care sunt într-o continuă manipulare. Da. Ce sfat vreau să te întreb, Andrei? Le putem da celor care se luptă cu o dependență. Din punct de vedere spiritual, atenție, discutăm acum, nu suntem medici, nu suntem doctori, nu vă putem da sfaturi din acest punct de vedere. Vreau să știu spiritual, pentru sufletul nostru care suferă și plânge probabil în acest moment, ce putem face să evităm, dar și să vindecăm asta? Gândește-te mai simplu. Spiritual, atunci când ai o dependență, înseamnă că tu nu mai ai sufletul la tine. Sufletul tău este făcut particele, imaginați-vă așa o sferă de lumină aurie, care este efectiv disipată în mai multe sfere micuțe. Ai lăsat sferele peste tot, poate într-o suferință, într-o traumă, într-un loc, într-o despărțire, lucruri de genul acesta. Și sufletul tău ajunge să fie foarte micuț. Atunci te simți gol. Acela este momentul în care tu vei căuta să umpli acel gol și vei găsi tot felul de lucruri. Pot fi dependențe de substanțe, pot fi dependențe de jocuri de noroc, poate fi dependență de adrenalină, poate să fie dependență de tot felul, de pornografie, de mâncare, adică dependențe sunt foarte multe. Ce avem noi de făcut în astfel de cazuri? Eu personal, cum lucrez cu pacienții mei pe partea energetică, este să le aducem acest suflet înapoi. Iar un exercițiu foarte simplu de readucere a sufletului este pur și simplu să ții mâinile în fața ta și să spui un algoritm foarte simplu, și anume: cer ca sufletul meu să vină acum în palmele mele, curat de oriunde a fost lăsat de bunăvoie sau luat cu forța, să vină acum în palmele mele. Spus de 3 ori. Închideți ochii și veți simți în palmele voastre o căldură. Când simțiți acea căldură, efectiv îl introduceți în sufletul vostru, vă imaginați cum se încarcă și bila aia devine cumva completă și faceți acest lucru ori de câte ori puteți. Asta, bineînțeles, pentru cei care sunt în momentul în care vor, înțelegi, să facă o schimbare. Pentru că ca să te vindeci, trebuie să vrei. Chiar dacă cei din jurul tău poate te obligă, omul ăla poate nu are momentul lui. De aceea uneori să știi că este bine să îl lași cumva ritmul lui. Cu cât forțezi un om care nu este conștient de sufletul lui, care în sufletul lui înseamnă că mintea lui nu este clară. Da? Deci ca să vrei să vindeci ceva, ca să vindeci ceva trebuie să vrei în primul și în primul rând. Dar niciodată să nu fii intruziv, știi? Niciodată să nu faci asta cu reproș. Cu siguranță dacă mergi la o persoană care are niște probleme și în loc să-i spui trebuie să faci asta pentru că o să mori, uite, este oribil ceea ce faci, să-ți fie rușine, nu știu, ăla, știi, se închide și mai mult în el. Dar dacă duci cu o altă atitudine, da, cu o voce mai blândă și spui înțeleg foarte bine prin ceea ce treci sau poate că nu înțeleg tot sau nici nu mi-aș dori sau nu cred că am capacitatea să fac asta, însă cu siguranță dacă vrei să ieși în asta, vei putea să ieși în asta, eu te pot ajuta sau hai să încercăm să facem ceva, ai șanse mai mari ca omul ăsta să-ți răspundă pozitiv. Dar la nivel energetic, ca să sumarizăm, asta se întâmplă, e pierdere de suflet. Da. Și coborâm vibrației la minus, spre minus. Da. Și până la urmă, trebuie neapărat ca cel care are sau suferă de asta o dependență să conștientizeze el și să nu încercăm noi să-l schimbăm cu forța, pentru că până la urmă cumva nu atragi
ceva și asupra ta, dacă încerci să fii așa sau nu? Nu neapărat că ai ceva asupra ta, dar furia, sperietura pe care aici mă refer la membrii familiei, da? Care uneori nu știu să gestioneze astfel de cazuri. În momentul în care tu pui o presiune atât de mare pe omul respectiv, îl va face să se afunde și mai mult. Pentru că el deja trăiește o presiune. El deja știe că nu este într-un loc foarte bun. Deja știe că are niște probleme și e rușine să recunoască asta. Pentru că aceste procese de vindecare, îți aminți, vin prin iubire și vin și prin iertare. Iertarea este pe tine, să te accepți pe tine așa cum ești. Sunt oameni care au trecut prin perioade cumplite de-a lungul vieții sau au făcut niște lucruri oribile de-a lungul vieții și au ajuns după aia, prin ani de lucru cu ei înșiși, să ajungă să facă niște lucruri mărețe. Noi cu toții avem de la Dumnezeu niște încercări, avem pe destin aceste încercări. Depinde de noi cum facem să le trecem sau ceea ce avem de învățat din ele. E adevărat, pot fi lecții karmice, pot fi blesteme de neam, pot fi atacuri energetice negative, pot fi atacuri psi, adică atacuri mentale. Adică există multe cauze, dar ca să rezumăm la nivel cât mai simplu, da, pentru ca oamenii să înțeleagă, omul acela trebuie ajutat. Și niciodată, dacă vreți să ajuteți pe cineva, nu intrați cu o energie de asta demolatoare în viața lor, pentru că vor fugi și veți face mai mult rău decât bine, iar apoi regretul, cum spuneai, vei prelua tu acel regret, știi? Că nu ai acționat altfel. Da, și până la urmă, așa cum spuneai și tu, este destinul acelui om și tu nu ai nicio legătură cu el. Omul trebuie să-și facă, să-și ducă crucea, să-și poarte crucea, dar la un moment dat, cu siguranță, da, trebuie să... E că poate cere ajutor, adică tu să fii disponibil, știi? Adică să spui, băi, eu pot, vreau să te ajut. Dacă ai nevoie și când ai nevoie, spune. Da. Andrei, vreau să te mai întreb, rămânem tot la România. De săptămâna trecută încoace se tot vorbește cu breaking news peste tot, la televizor, în presa online, despre acele drone care au căzut pe teritoriul României, că sunt, că nu sunt, lumea este foarte speriată și vreau să te întreb la ce să ne așteptăm? Suntem pe punctul de a izbucni ceva și la noi în țară să vină și peste noi acel război sau putem să stăm liniștiți? Tu ce vezi la nivel spiritual? În anul 2022, dacă ascultați previziunile pe care le-am făcut pe canalul de YouTube, vorbesc de faptul că războiul ăsta o să fie în continuare, nu se va termina, cum au zis foarte mulți. Putin nu a murit, cum s-a preconizat, pentru că nu e vorba despre așa ceva. Și am precizat că, într-adevăr, la granița cu România sau undeva foarte aproape de graniță vor pica anumite lucruri, că poate să fie în Marea Neagră, că poate să fie o dronă, dar nu va implica victime, nu va implica război. Astea sunt efectiv niște scorneli, sunt efectiv niște modalități de a atrage atenția publicului de la lucruri care se întâmplă mai rău. Și anume un milion de măsuri economice negative, un milion de legi pentru o vaccinare obligatorie sau alte pregătiri care se fac. Deci, din ceea ce văd eu, repet, din perspectiva mea, da, ca vizionar, ca interpret al energiei, vă spun foarte clar, război în România nu o să fie. La nivelul la care vă gândiți voi, noi deja suntem într-un război, dar este un război energetic. Da, este un război energetic, este un război economic, este un război în care și noi suntem prinși. Un război de energie negativă. Dar să vină, să fim atacați de ruși, da? Nu, asta nu se va întâmpla. Da, ne bucurăm că ne-ai dat informația asta, dar tot legat de război, crezi că vom vedea ceva bun în toamna acestui an, cum ar fi, nu știu, poate să se oprească, să se încheie? Absolut deloc, va tot continua, va continua și în momentul în care se va dezvolta un alt război într-o altă parte, adică America, cum am mai spus, va fi în partea cu China, Japonia, pe acolo, vor fi niște probleme, în momentul respectiv vor fi din două fronturi, adică războiul nu se va termina acum. Deci chiar nu se va termina, acum va mai dura și se va acutiza, dar în altă parte. Cumva, dacă ținem minte, la începutul războiului, Doamne, era o panică globală. Da? În momentul de față, oamenii ăia săraci, care sunt niște victime, mare parte din ei, pentru că cei care, nu știu, știau de acest mascaradă sau nu știau, plecat din țară de foarte multă vreme, da? Dar sunt oameni care suferă în continuare de acest lucru. Și această etapă, să zicem, a războiului va continua. Din păcate, să știi că, uite, Ucraina
trece prin toate lucrurile astea și dintr-o perspectivă energetică despre care nu prea se vorbește. Este o țară în care întotdeauna s-a lucrat cu oameni cu capacități energetice sau dacă nu s-a lucrat cu ei, au avut tot felul de școli prin care îndoctrinau anumiți copii, da, pentru control energetic, mental și chestiile astea, chiar dacă par cumva SF, în Ucraina erau și au fost întotdeauna, la fel și în Rusia. Ei bine, în acest lucru spiritual, da, pe care și eu îl fac la rândul meu, există niște reguli. Adică cu toții avem reguli. Nu ai voie să faci rău, nu ai voie să manipulezi, nu ai voie să folosești întunericul, trebuie să folosești doar lumină. Că discutăm despre lumina prin Reiki, despre lumina sufletului, despre tot felul de școli spirituale pe care le putem învăța sau ceea ce simțim cu adevărat, e bine, ei au depășit foarte multe limite. Și în momentul respectiv se creează un hău energetic negativ care îi face o țintă pentru lucruri negative. De acolo s-a și ales, să zicem, la nivel spiritual sau divin, ca Ucraina să fie victimă. Foarte interesante lucruri ne-ai spus și, într-adevăr, nu se vorbește despre treaba asta. Cine știe, poate într-o emisiune viitoare, poate aprofundăm acest subiect, pentru că sunt convinsă că ai multe informații. Voi vedea că următoarea perioadă este o perioadă în care vor ieși foarte multe adevăruri spirituale. Ba mai mult, ceea ce este acum spiritualitate, peste ceva vreme va fi destul de hulită, aici vorbesc de câțiva ani de zile, pentru că va fi confundată cu partea de vrăjitorie, ceea ce este o completă prostie. Însă vreau să fiți atenți în această toamnă la tot ceea ce înseamnă credință. Deci ceea ce vedem noi la nivel global ca și biserică va trece prin niște momente foarte mari de cumpărare, că se va zdruncina totul. Deja de la anul se va vorbi despre o altă religie, despre o unificare cumva, să vedem din partea catolicilor, dar vom trece prin niște situații în care biserica va fi pusă cumva la încercare. Și atenție, spun biserica, pentru că credința este a fiecăruia dintre noi și nu ne poate lua nimeni. Nu vă lăsați influențați de chestia asta când veți vedea aceste lucruri. Pe scurt, papa de acum, care este acum, nu mai are foarte mult de trăit. După decesul lui va veni un alt papă care va veni cu niște măsuri de unificare cumva a tuturor religiilor. Ei bine, acea unificare a tuturor religiilor va începe să creeze o felul de probleme. Dar clar credința va fi iarăși cumva clătinată. Știți, și din nou vă spun, păstrați-vă credința voastră, pentru că doar așa putem trece peste tot ceea ce urmează să traversăm din punct de vedere energetic. Și mai mult atât putem schimba, da? Dacă noi avem această atitudine pozitivă. Deci papa nu mai are mult de trăit, asta spui tu, Andrei, și că următorul care îl va succede va crea niște probleme. Vom vedea. Va încerca cumva să unifice toate credințele. La nivel simplis, cumva lucrurile par bune. Înțelegi? Dar de acolo vor apărea tot felul de probleme, pentru că se vor opune foarte mulți oameni. Și aici va fi și un război al bisericilor. Adică noi trăim cumva sub o energie atât de conflictuală, încât dacă ne scădem vibrația, energia asta conflictuală intră în noi la orice statut, știi? Și vor crea felul de conflicte. Că vorbim de conflicte între biserici, că vorbim între bănci, că vorbim despre conflicte financiare și tot așa. Știi că spuneam de ceva vreme că nu este ok să investim în Bitcoin sau monede virtuale. Chiar acum două zile a picat tot. Nu știu dacă ai văzut știrile, da? Deci efectiv într-o noapte au picat în varză tot, da? În același timp, e momentul în care să înțelegem că la nivel monetar vor fi niște schimbări foarte mari în următorii ani de zile. Este momentul să investiți în ceva. Este momentul să aveți niște chestii tangibile. Pentru că banii pe care îi vedeți pe aplicație sau pe care îi numărați cu mâna, da, în ceva vreme nu vor mai valora absolut nimic, pentru că inflația este într-o continuă creștere. Așa este. Foarte interesant tot ce ne spui, Andrei, și sunt curioasă să vedem ce va fi, pentru că chiar îmi amintesc și vroiam să menționez în emisiunea de astăzi că tu ai spus la un moment dat, așa, la începutul verii, când erau acele demonstrații în stradă, au ieșit învățătorii, profesorii și așa mai departe, ai zis că peste vară o să fie mai liniște, dar din toamnă, iată că asistăm din nou la astfel de manifestații. Au ieșit în stradă polițiștii, au ieșit iar agricultorii și au ieșit
Am mai ieșit astăzi și... da, iartă-mă, na, nu mai știu ce am vrut să zic. Deci polițiștii, agricultorii, mi-am notat. Da. Categorii, o foarte multe categorii vor începe să iasă și veți vedea proteste nu doar la nivel de România, dar de data aceasta să știi că și la nivel global lumea va ieși și ies altfel, dar și la nivel de România toamna și iarna va duce lumea în stradă, pentru că vom fi în fața unor măsuri fiscale sau niște obligativități în legătură cu vaccinarea sau tot așa, care vor fi absolut stupide. Și de data aceasta o mare parte de oameni se vor răzvrăti. Asta sunt niște lucruri urâte, pentru că este o energie urâtă, știi? Când te duci să manifesti la nivel vibrațional, scade totul, este o ură, da? Deci nu este iertarea aia. Și nu pot să fie problemuțe. Dar după care, pentru a înăbuși aceste lucruri, vor începe restricțiile pentru a se mai putea face aceste proteste, înțelegi? Am înțeles și uite, chiar mi-ai ridicat mingea la fileu pentru că vreau să te întreb ce se întâmplă din toamna aceasta, dacă vine pandemia, iar ne închidem în case. Am văzut că în America deja Joe Biden poartă mască. Exact, deci o să fie așa, este 15 septembrie, deja o să aflăm că în alte țări încep să se poarte măști și să fie un număr mare de cazuri. De pe 15 octombrie, tot ceea ce înseamnă transport aerian și aeroportul va începe să introducă obligativitatea purtării măștii atunci când se zboară sau când stai în aeroport. Din noiembrie lucrurile se vor înteți și vom auzi de multe locuri, orașe din alte țări care vor începe în lockdown-uri, iar prezentarea acestei variante a tulpinii COVID va fi foarte, foarte urât făcută, urmând ca în decembrie să apară și vaccinul salvator, doza 4. După ce se va instaura o perioadă de lockdown, pe care eu personal, sincer, în România mă refer, nu cred că o să mai fie la fel ca de data trecută, pentru că nu cred că va mai accepta aceste lucruri. Din acest virus, știi că noi discutam că se va ajunge la acel virus din apă, da? La acel virus pe partea intestinală, pe partea internă, hemoragie internă, da? După aceea se va trece direct la chestia asta dintr-unul într-a. Înțelegeți? Adică trebuie să ne așteptăm la multe astfel de pandemii. Dar trebuie să înțelegeți, dragilor, că orice boală nu este altceva decât un dezechilibru energetic. O vibrație energetică foarte joasă. Când tu ești tras în frică, în teamă, când ești tras în agonie, că nu știi ce să faci, atunci sistemul tău imunitar energetic este pasibil. Și de-abia se bolnăvește. Deci dacă noi ne păstrăm o atitudine pozitivă spre ce se întâmplă, și clar nu să fim afectați așa ceva. Dar da, răspuns, ne îndreptăm spre un lockdown, Doamne iartă. Deci ne îndreptăm spre un lockdown. Uite, cred că este vestea pe care niciun român sau niciun om de pe planeta asta nu ar mai fi audă, pentru că totuși trăim în 2023 și dacă acum nu putem să facem față la astfel de virus mortal, ce să ne mai mirăm de ăia când erau în 1200? Exact, dar știind informațiile astea, ne zicem că putem să mai schimbăm lucruri, să mai treacă oamenii și prin filtrul lor personal ce se întâmplă. Ați avut exemple, da? A fost o panică totală, apoi au ieșit niște adevăruri la iveală. Haideți să fim un pic cu ochii mai deschiși și putem să preîntâmpinăm anumite situații. Da. Ce ne spui despre noul an școlar, Andrei? Pentru că a început așa nevoios, așa cum am spus. Sunt multe. Profesorii după protestele alea au primit ceva sau nu au primit? Deci chiar nu mai știu de ce mai am primit. Ok. Anul școlar o să înceapă, acum a început, a nevoios, cum spui și tu, însă o să se ajungă iarăși la varianta de învățat hibrid de-a lungul anului și anului viitor. Da, deci ne reîntoarcem probabil la școala online. Foarte interesant, sunt curioasă cum se va întâmpla acest lucru, având în vedere situația a zeci de mii de elevi români care nu își permit. Și nu își permit, da. Da, nu își permit să aibă un telefon de pe care să lucreze, o tabletă, deși au fost făcute foarte multe din partea statului sponsorizări și s-au cumpărat, au dispărut undeva în neant, foarte interesant. Dar da, din păcate săracii copii. Cum este? De aceea
Pentru planul ăsta următoare, eu cred că școala vieții contează cel mai mult și doamnește nu spun să nu ne educăm copiii, doar că vom vedea și ți-am mai spus asta că ne vom orienta foarte mult spre asta de meserii. Eu personal, dacă aș avea acum un copil de vârsta la care să îi dau la o facultate, ea spune nu mai faci facultatea, fă o meserie, nu știu, învață să fii electrician, învață să fii ceva, pentru că crede-mă, vor fi de viitor. Nu o diplomă te salvează și nici dacă împingi informații în copilul ăla, știi, în continuu. E vorba despre a ști să faci ceva efectiv, pentru că, uite, asta este un paradox. Termină copiii facultatea, da, studenții, și pentru a fi angajați le se cere experiență. Păi de unde ai putea să ai experiență dacă tu ai terminat facultatea? Știi, este un paradox extraordinar. Făcând dacă știi să faci ceva, nu știu, cu mâinile, cu habar n-am, cu siguranță te va ajuta mult mai mult. Am înțeles, da. Uite, Andrei, spunea eu un lucru interesant și revin la întrebările pe care mi le-am notat de-a lungul a ce ai spus tu. Spuneai că vibrația la nivel de țara noastră scade și că de aceea vedem noi toate aceste drame care se întâmplă. Și vreau să te întreb așa, poate o să-ți sune ciudat întrebarea mea. Crezi că această vibrație scade din cauza noastră sau cineva lucrează pe la spatele nostru? Ambele motive sunt. Deci clar cineva și lucrează la spatele nostru pentru că la nivel global noi suntem peste ca vibrație. Deci clar, și asta ne salvează faptul că ți-am zis, avem cele 7 chakre aici, avem centri energetici foarte puternici, nu vom putea ajunge pe minus nici dacă vrem. Mai mult de atât, se spune că este grădina Maicii Domnului, da? Deci jos, jos nu o să ajungem. Dar atunci când ai ceva și atunci când la nivel subtil, la nivel la care nu se vorbește, aceste atacuri energetice sunt în fiecare zi făcute din toate punctele de vedere și este un război continuu între țări și a fost întotdeauna, clar se vrea cumva, știți, să ajungi la măr. Da? Doar că noi avem și niște protecții destul de mari și de aceea vă spun tot timpul, băi, indiferent de ce atacuri sunt, că ni se vrea rău, că ni se vrea rău, că noi ne scădem vibrația, pentru că uite, când tu vii cu tot felul de fire negative și probleme, când vii cu pandemii, când vii cu lockdown-uri, scazi vibrația. Da? Înseamnă că, la nivel subtil, cineva face asta. Adică, știi, trebuie să vezi toată perspectiva. Adică, clar, se și vrea, se și încearcă, dar nu se va reuși în final. Da, interesant. Sperăm să fie așa. Da, mai bine. Noi o să fim mai bine și asta am spus-o mereu. Mai bine însemnând că nu înseamnă totul lapte și miere, înseamnă că vom trece prin încercări, dar încercările noastre vor fi mult mai ușoare comparativ cu ale altor state. Da. Andrei, vreau să facem așa, un final pentru toată această discuție și să-ți mai pun o singură întrebare. La ce să ne mai așteptăm în toamna acestui an? Și vreau să discutăm și din punct de vedere al României, dar și la nivel de glob, dacă ne mai șochează ceva până în finalul acestui an. Oricum o să mai facem emisiuni și o să mai vorbim, dar știi că îmi place să facem aceste predicții, ca după aia să venim să spunem, uite, Andrei a spus asta. Așa că e bine că le și dăm aceste informații celor care și atâta asta, mă rog, lunile astea care au rămas sunt niște luni care sunt provocatoare de haos. Unul la mână, de acum, cumva, noi energetic intrăm în anul viitor, iar anul viitor este anul haosului. Să ne așteptăm la foarte multe proteste, la nivel global, la foarte multe dezastre naturale, absolut foarte multe dezastre naturale. Vom vedea în ultimile două luni ale anului și se va continua anul viitor cu foarte multe decese în rândul tinerilor. Conflicte între state din ce în ce mai mari. Eu zic că până la sfârșitul anului acestuia chiar posibil să înceapă acel război din zona de răsărit, cum spuneam. La nivel de România, proteste foarte mari, măsuri economice destul de urâte și ne vom apropia și vom asista din ce în ce mai mult la probleme ale băncilor. Deci economic vorbind, vom vedea bănci mari care vor da faliment. Chiar și în România, cred că una sau două bănci vor dispărea până în sfârșitul anului. Dar noi totuși să ne păstrăm calmul. Păstrăm calmul și să nu lăsăm răutatea asta și vom vedea asta. Asta e cea mai mare schimbare. Valuri de răutate, unul la adresa altuia. Asta este principala problemă. Da. Îți mulțumim foarte mult pentru intervenția din seara asta. Cu mare drag, Jesse, te pup. Te
ne vedem cu drag, te pupăm. Dragi ascultători, a fost alături de noi Andrei Diaconu, consultant spiritual cu previziuni pentru toamna anului 2023, pentru că am văzut că deja de când am intrat, nici bine nu am pășit în luna septembrie, că tot felul de evenimente ne zbuciumă. Și Andrei ne-a dat foarte multe sfaturi despre cum putem să ne păstrăm liniștea psihologică, interioară, ce să facem ca să nu cădem pradă acestor dependențe despre care auzim din ce în ce mai mult că provoacă victime. Dacă vă doriți să reascultați această emisiune, o găsiți pe canalul meu de YouTube, Jessy Baneș, pe goldtv.ro, dar și pe pagina de YouTube, pe canalul de YouTube al radioului Gold România. Eu vreau să vă spun că vă doresc o seară fantastică. Ne reauzim mâine tot aici la Golden Hour. Să fiți liniștiți și să faceți ceva spus Andrei pentru binele vostru, ca să creștem energia noastră, să ne creștem energia, să creștem energia țării noastre și să ajutăm și noi așa cum putem, puțin cu puțin, ca să se mai disipe din această energie negativă care este la nivel colectiv. Vă îmbrățișez. Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jessy Baneș la Gold FM.